Consiliul județean a alocat din bugetul propriu suma de 450.000 de lei bani necesari achiziției platformei integrate de biologie moleculară, care va fi instalată în laboratorul de analize medicale a Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare, unitate sanitară aflată în subordinea administrației județene. Inițial, investiția a fost gândită sub forma unui parteneriat între Consiliul Județean Maramureș, Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare, Direcția de Sănătate Publică și Ministerul Sănătății, însă această abordare greoaie ar fi întârziat mult achiziția, nefiind deschise file de finanțare la nivelul Ministerului Sănătății. Sperăm ca lucrările desfășurate la Spitalul de Boli Infecțioase să fie terminate în această săptămână, iar achiziția publică a Platformei Integrate de Biologie Moleculară să fie finalizată până marți 31 martie. În acest fel de la la finalul săptămânii viitoare, maramureșenii vor putea fi testați în Baia Mare fără să aștepte ca probele să ajungă în Cluj-Napoca, unde procesarea durează foarte mult, a arătat șeful administrației județene Gabriel Zeta. La Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare au loc instruire ale personalului, urmând ca în cel mai scurt timp Maramureșul să respecte recomandările Organizației Mondiale a Sănătății, privind testarea unui procent cât mai mare al populației.